Sistemul defensiv dacic inaugurat pe vremea lui Burebista și dezvoltat până la distrugerea sa completă de romani, avea în flancul sudic al munților Orăștiei o fortificație situată în apropierea Petroșaniului. Sunt Loredana Iordache și o să vă duc astăzi la cetatea Bănița. Probabil că Valea Jiului nu era la fel de circulată pe vremea dacilor. Drumul de acces către capitala regatului dac ar fi trecut mai degrabă prin pasul Vâlcan. El continua spre nord, o rută comercială ce coboară și astăzi din Petroșani spre Hațeg și mai departe în Valea Mureșului. De o parte, calea ferată, de cealaltă șoseaua, delimitează dealul Bolii, stânca pe care se găsește Bănița. Chiar aici, la baza dealului, se afla așezarea civilă. În secolul al XIX-lea, șantierul căii ferate a distrus o parte din dovezile existenței ei. După zeci de minute de căutări pe calea ferată, nu am găsit nicio cale de acces spre Bănița. Nu există niciun traseu marcat care să ne ducă la cetate. Dar nu ne dăm bătuți, vom reveni echipați corespunzător și cu un ghid. Ne-am întors la baza dealului pe care este așezată Bănița. Între timp, vremea s-a schimbat puțin, la fel și culorile vegetației, dar suntem echipați corespunzător și avem alături de noi un arheolog care ne va arăta drumul spre fortificația dacică. Ca orice așezare fortificată a dacilor, Bănița era dezvoltată pe terasele naturale sau săpate în versanții dealului. Abruptul acestuia este mai mare ca în oricare altă parte. Zidul principal defensiv, cel care delimitează multe dintre cetățile dacice, se regăsește și aici. Din păcate, starea întregului monument nu ne permite să avem o imagine mai clară asupra acestuia. Încercăm mai sus, pe terasele superioare, să găsim elemente mai bine conservate din vechea fortificație. Singurele cercetări arheologice ale cetății au avut loc în anii 1960-1961. Bănița este probabil cea mai greu accesibilă cetate dacică. Cum au reușit dacii să transporte blocurile de piatră pe acești versanți? Cum au putut clădi ziduri pe un teren atât de înclinat? Această fotografie datează din 1960. Așa arăta poarta monumentală de acces către Bănița, dezvelită de arheologul Octavian Floca. Puține cercetări au urmat aceste încercări și nici un alt șantier arheologic. Bănița este încă o ladă de zestre nedeschisă. Civilizația dacică este o civilizație a lemnului. Excepția o regăsim doar în zona munților Orăștiei și cu puține exemple la nord de Mureș. Ce deosebește Bănița de celelalte cetăți dacice? În primul rând, poziționarea acestei cetăți. Este înconjurată de prăpăstii în majoritatea laturilor sale. Toate aceste cetăți apără, gestionează o zonă centrală vitală în care se află muntele lor sfânt, acel Olimp al religiei dacice, Cogaionon. Cea mai mare parte a istoricilor avansează ideea că Bănița a fost o cetate cu rol exclusiv militar. Descoperirea unor artefacte de natură civilă confirmă mai degrabă o activitate economică intensă. Sigur că atât specialiștii, cât mai ales noi novicii, am putea avansa multe teorii asupra cetății. O cercetare dedicată Băniței ar mai rări din legende și păreri și ar confirma niște adevăruri istorice. Poate toate acestea ar îndepărta Bănița de titlul de cel mai uitat și inaccesibil sit arheologic din patrimoniul mondial UNESCO.